Montată în 1964 la Teatru de Comedie, piesa Rinocerii a avut un succes deosebit în turneul de la Paris, așa cum ați aflat de la chiar autorul ei. Despre acest moment, Fast își amintește Ion Lucian, unul din interpreții principali ai spectacolului. Domnule Lucian, ați făcut parte din distribuția spectacolului Rinocerii, care s-a jucat la Paris, și eu am avut ocazia după aceea să iau un interviu lui Eugen Ionescu pentru televiziunea română, în care era foarte încântat de spectacolul pe care l-a văzut. Vreți să ne vorbiți puțin de această întâlnire și cu piesa lui Eugen Ionescu și cu autorul însuși? Au fost momente foarte importante din cariera mea. Spectacolul cu care ne-am prezentat în 1965 la Teatrul Națiunilor de la Paris, în sala Sara Bernard, a fost nu numai pentru mine, dar pentru întregul colectiv, un spectacol de neuitat. În mod cu totul special pentru mine, a fost un punct de răscruce în carieră, pentru că aș putea să îndrăznesc să spun că de acolo a pornit o foarte frumoasă carieră internațională. În momentul în care a sunat cu cortina lăsată imnul nostru, mi-am dat seama că nu este numai o participare artistică la un concurs oarecare, ci este o reprezentanță a școlii românești de teatru, și asta ne-a încărcat cu o emoție puternică și un înalt sentiment de responsabilitate. Spectacolul a fost efectiv un triumf, a fost o conjunctură favorabilă. Cu o lună de zile înainte venise în București în turneu Comedia franceză. Ei au sosit în jurul prânzului, seara au fost liberi, au dorit să vadă un spectacol și, din fericire pentru noi, ei au fost conduși la Rinocerii, la Teatrul de Comedie. Ei au fost atât de entuziasmați încât, întorcându-se la Paris, au făcut o atmosferă favorabilă spectacolului în lumea artistică, spunând, în esență, nu-i scăpați pe români care sunt remarcabil, în așa fel încât în cei 500 de spectatori din sala respectivă, cred că, să nu exagerez, dar cel puțin 60% erau oameni de teatru, care, conform unei cronici care ni s-a făcut și care atestă cele ce vă spun eu, a însemnat un triumf creat de confrați. În felul acesta, impactul a fost mult mai puternic. Spectacolul cu ce a uluit? Cu o idee pe care am îndrăzneala să spun că îmi și aparține într-o oarecare măsură. După cum știți, personajul Jean, care se rinocerizează în actul 2 la vedere în fața publicului, a fost jucat peste tot cu niște artificii care trimiteau direct la o anumită culoare politică. S-a jucat vopsit în verde, cu plăci de carton care se aplicau papier-mâché ca să marcheze transformarea în rinocer. Eu l-am rugat pe Giurchescu și el a fost de acord ca noi să renunțăm la toate aceste artificii și să încercăm cu mijloace pur artistice să sugerăm rinocerizarea, adică dezumanizarea omului, pierderea calităților umane, mișcare, glas, exprimare verbală. Procesul, deci, a căpătat o acuitate care a uluit. Acum, ce se întâmplă? Acest, să nu-i spunem artificiu, pentru că de fapt a fost o creație a spectacolului nostru, a schimbat oarecum miza spectacolului. În așa fel încât Eugen, care era în sală strecurat, ascuns într-o lojă, pentru că era în perioada în care era non grata față de români, n-a mai putut rezista, a venit la noi pe scenă și, îmbrățișindu-mă, mi-a spus: datorită vouă am realizat și eu dimensiunile piesei mele, lucru care a fost pentru noi un certificat peste care nu se poate trece ușor al spectacolului nostru. Maestre Ion Lucian, spectacolul Rinocerii s-a pus și pe scena invizibilă a teatrului radiofonic. Da. Aici ați beneficiat de o singură dimensiune. Cum ați recreat personajul? Vreau să spun că îmi dădeam seama de dificultatea în care sunt, de handicapul dispariției plasticei. Dar atunci, poate că am și exagerat puțin, dar era necesar,
am transferat toată arderea aceasta interioară în glas, pentru că era singurul vagonet cu care puteam transporta spre ascultător sentimentele și trăirile. Se pare că impactul a fost la fel de puternic. Aș vrea să vă mai pun o întrebare, ținând strict de actualitatea teatrului lui Eugen Ionesco. În mileniul 3, absurdul, credeți că face parte din realul, din cotidianul nostru? Vreau să vă spun, cât om vrea noi să eludăm problema, absurdul ne înconjoară, dar într-o formă mai abjectă decât cea artistică, și îl vom moșteni îndelung, pentru că relațiile umane nu se îmbunătățesc pe parcurs și se pare că de la o zi în alta se alterează. Și fenomenul rinoceritei este un fenomen care nu a fost stârpit și, din păcate, câștigă teren treptat, treptat. Care credeți că va fi reacția publicului în general la teatrul lui Eugen Ionescu, făcând așa o previziune pentru 50 de ani? E o părere strict personală și probabil viața mi-o va infirma sau mi-o va confirma. Părerea mea este că Eugen, în pofida aparenței absurdului din textele lui, dacă eliminăm forma pe care el și-a dorit-o, explozivă, fantastică, neașteptată, pentru a șoca, el, de fapt, nu face altceva decât să comenteze acid, pentru că asta i-a fost stilul, niște realități pe care nu le putem contesta. Tot el spunea, nimic nu-i tragic, nimic nu-i comic, totul e tragic, totul e comic. Da, pentru că, de fapt, asta este viața. La Eugen, forma este ciudată, dar și-a dorit, vă spun, am avut discuții îndelungi cu el și mi-a mărturisit acest lucru. A vrut să șocheze pentru ca să atragă atenția asupra lui, dar, de fapt, dacă stați să analizați mai profund opera lui, este de un adevăr cotidian aproape de necontestat. Aș îndrăzni să spun că este realist absurd. În 82, în plină restricție ionesciană, se montez la teatru pentru copii poveștile lui Eugen Ionescu, dramatizate de un belgian, și se fac un spectacol care, imediat după premieră, a fost invitat să deschidă Teatrul Națiunilor pentru tânărul public la Lyon. Evident că dintr-o ceartă politică ni s-a interzis, dar după aceea franțuzii, deranjați de faptul că spectacolul n-a ajuns acolo, m-a invitat să-l montez cu o jumătate de trupă românească, adică soția mea, Tilda Radovici, cu mine și restul cu franțuzi, la Paris, la Teatrul Lille de France. Cu această ocazie am reușit să reiau acest spectacol aici, la București, și l-am jucat ani îndelungi. Eu am avut însă, din fericire, o scrisoare a lui, pe care o păstrez în ramă, prin care îmi mulțumește pentru felul că în clipe grele l-am jucat și că am făcut un spectacol Chanel 5 din textul lui. Cât e ceasul? Ce, nu ești la birou? 11:10. Nu, ești la birou? Ia loc. Da, mulțumesc. Jean revine cu greu la pat, se bagă din nou sub plapumă, cu halat cu tot. Curios, nu-ți recunoscusem vocea. Nici eu nu ți-am recunoscut. Ești bolnav. Jean, a fost stupid din partea mea să mă supăr pe tine pentru un asemenea fleac. Ce fleac? Ce ai uitat? Rinocerul. Care rinocer? Rinocerul, sau poate nenorociții aia doi de rinoceri pe care i-am zărit. Cine ți-a spus că rinocerii aceia erau nenorociți? E un fel de a spune. Jean vrea să-și toarne apă din cana de pe noptieră în paharul de plastic de alături. Scapă paharul ca un copil neîndemânat. Beranger culege de pe podea și vrea să-i dea, dar Jean, ciudat, nu-l ia și bea direct din cană. Nu mă simt prea bine. Altfel n-ai stampat. Știi, Jean, aveam amândoi dreptate. Sunt un oraș și rinoceri cu două coarne și rinoceri cu un singur corn. Mi-e rău. Nu mă simt în apele mele. O stare de slăbiciune? Slăbiciune?
Eu slăbit, din potrivă, parcă fierb. Atunci, poate un exces de sănătate? Nici prea multă energie nu e bună. Dezechilibrează sistemul nervos. Eu am un echilibru perfect. Ereditatea mea e... Și nu vă mirați, doamnelor și domnilor, vorbind despre ereditatea sa, Jean s-a ridicat și a scos halatul de casă, aruncându-l cât colo. Beranger se repede, ridică halatul vrând să-l dea. Jean nu-l ia și, aruncându-se brusc în pat, începe să se frece cu fruntea de barele de la capătul patului. Mă doare capul, mă doare. Ușoară migrenă. Dacă vrei, dacă te deranjezi, eu pot să plec. Nu, rămâi, nu mă deranjezi. Ești și răgușit. De ce ți-a fi-o răgușit? Vocea mea nu s-a schimbat, mai degrabă s-a schimbat a dumitale. A mea? De ce nu? E posibil, nu-mi băgasem de seamă. Și ești dumneata în stare să bagi de seamă. Mai ales fruntea mă doare. Cu siguranță că m-am lovit. Când te-ai lovit? Nu știu, poate în somn. Lovitură te-ar fi trezit. Ai visat. Eu nu visez niciodată. Dacă te-ai fi lovit... Ar trebui să ai un cucui. Da. Beranger se așează pe marginea patului și privește fruntea lui Jean. Da. Ai un cucui. Un cucui? Unul mic de tot. Unde? Uite aici, exact deasupra nasului. N-am niciun cucui. În familia mea nimeni n-a avut vreodată cucuie. Ai o oglindă? Pe cum să n-am, da. Eu. Da. Într-adevăr am un cucui. Arăți rău, ești verde la față. Care îți place să-mi spui lucruri neplăcute? La dumneata nu te uiți? Scuză-mă, n-am vrut să te supăr. Dar nu s-ar spune. Răsufli greu, te doare în gât cumva? De ce să mă doare? Nu, e dezonorant să te doare în gât. Mă dură și pe mine. Câteva zile de odihnă și... N-am timp de odihnă. Trebuie să fac rost de hrană. Jean se ridică. Se dă jos din pat și, învârtindu-se prin cameră de-a lungul pereților, pare să caute cu adevărat ceva. Hrană sau ce? Nu ești prea bolnav de vreme ce ți-e foame. Ai chemat doctorul? Am nevoie de doctor! Medic înseamnă bol, care nu există. N-am încredere decât în veterinar. Vinere, dumitare, dragă Jean, parcă se umflă. Da, da. Uite, sunt umflate. E un semn de forță. Evident, e un semn de sănătate și de forță. Berange, ce mă privești așa? Parcă ai studia o dihanie ciudată. Pielea dumitale. Ce-i cu pielea mea? Ce, eu mă ocup de pielea dumitale? Parcă schimbă culoarea văzând cu ochii. Se înverzește. Berange îi ia mâna în mâna lui și... Nu! Se înăsprește. Nu! Pielea ta se înăsprește. Nu mă plipăi! Ce te-a apucat? Mă plictisești. Jean începe să respire zgomotos și asmatic. Respiră fiecare cum poate. Dumitare, nu-ți place respirația mea, mie nu-mi place respirația ta. Respiri flac de tot, nu, nici nu se aude. Nu m-ar mira să mor dintr-o clipă într-a ta. Și cu toate astea, eu nu te trimit la doctor să-ți dea forță. Fiecare face ce vrea. Nu te supăra, știi bine că sunt prieteni. Prietenie nu există. Nu cred în prietenia dumitale. Mă jignesc. N-ai de ce să te jignesc. Dragul meu. Nu sunt dragul dumitale, Jean. De fapt, nu vă detest. Nu detest oamenii. Îmi sunt numai indiferenți. Uneori mă dezgustă. Dar să nu se pună de-a curmezișul drumului meu, că-i strivesc!